Măcar Alexeievici. Bună ziua. Bună ziua. Ei, hai, povestește-mi cum te simți în noua dumitare locuință. Povestește-mi cu deamănunt. Te aduc la cunoștință, măicuță dragă, că am dormit bine noaptea asta. Împotriva tuturor așteptărilor. Ei, cum așa? Pentru că, de obicei, când te muți într-o casă nouă, nu prea dormi. Nu te simți în largul tău. Aseară însă a fost fericit. Chiar fericit? Da. Pentru că măcar o dată în viață mi-ai dat ascultare, Dăretnic. Aseară, aprind lumânarea, mi-a scut pana și deodată ridic ochii întâmplători și crede-mă, inima începe să-mi bată mai să-mi iasă din piept. Mă zic că ai înțeles dorința mea, dorul inimii mele. Nu te înțeleg, măcar, Alexei. Cu țișoră ferdele la fereastra matale, era îndoit și prins de ghivecele cu balsamine. Așa cum te-am făcut să înțelegi atunci. Acum știu că și dumneata te gândești la mine. Vezi și dumneata, măicuță, cât de bine-i ticlui totul. Drăguț de tot, nu-i așa? Dar cine mi-a scornit? Eu. Ce zici, ce de bas sunt? Perdeaua nici prin gând nu mi-a trecut. Tu te-ai apesat din greșeală când am mutat ghivecile cu flori. Așa, vezi, ca să te pedepsesc. Să mă pedepsești? Pentru ce? Pentru că, uite, deși ai părul cărunt, te gândești la... Da. Ai dreptate, măicuță. Ai dreptate. Dar e ciudat omul uneori. O maică sfântă ce-mi trece prin cap să spun. Dar ce iese de aici? Ce se alege? Nimic. Și iese aereală să te ferească Dumnezeu. Te-ai supărat pe mine? Nu. Nu v-are încă ce să vorbim. Mi se întâmplă uneori să fac ceva necugetat, dar nici prin gând nu mi-a trecut că o să-mi iei vorbele mele drept o glumă usturătoare pe seama dumneavoastră. Eu, măicuță, nu mă supăr, dar mi-e ciudă că ți-am vorbit atât de înflăcăraș, atât de prostește. Uite, bună meu, prieten. Astăzi o să ridic cu bună știință cu superteli. Dar să te culci mai devreme. Aseară am văzut lumină până la miezul nopții în odaia tale. Și acum povestește-mi cum arată locuința dumitale. E măcar frumoasă? Vai. Vărvară nexivnă. În ce vizuină am nimerit. Înainte vreme, știi și dumneata, trăiam atât de singuratic. Era liniște și pace. Se poate oare să fi trăit toată viața de unul singur, în lipsuri, fără bucurii, fără un cuvânt bun de mângâiere, mereu într-o odăiță pe la străin. Dacă ai ști ce rău îmi pare pentru dumneata, bunul meu prieten. Dar aici nu sunt chiar așa de singur. Aici e gălăgie, scandal, ceartă. Odăile sunt așezate în șir ca la han. Nimic de zis, dar parcă te înnăbuși în ele. Chiar așa de murdar? Nu vreau să spun că miroase urât. Dar aerul, nu știu cum să spun, e cam stătut. Și atunci, cum poți să locuiești într-o asemenea locuință? La început nu-ți prea place, dar asta nu e nimic. După 3 minute te obișnuiești. Te obișnuiești și nu mai simți. Te obișnuiești pentru că te pătrunzi și tu de acest miros urât. Aici la noi mor mai toți catii. Nu trăiești și pace în aerul ăsta al nostru. Dar atunci spune-mi cum arată camera dumitale. Eu locuiesc în bucătărie. Cum? N-ai nici măcar o odăiță? Ba stai, dacă e să vorbim pe dreptate, uite cum lângă bucătărie mai e un colțișor mai degrabă. Sau cum bucătărie este mare, am și eu un perete despărțitor de-a lungul zidului celui scurt și uite așa se mai face o odăiță pe lângă celelalte. O să zic că n-ai nici măcar o cameră dumneavoastră. Dar am loc de ajuns. Am și fereastră. Într-un cuvânt, o duc bine aici. Cum poți să o duci bine? Crede-mă, numai pentru asta m-am mutat aici. Pentru nimic altceva. Fereastra dumitale este în față, iar curticica este îngustă. Și când te zăresc uneori măcar întreagăt, mi se înseninează sufletul. Te lipsești de toate pentru mine. Altfel nu te-ai fi mutat într-o asemenea locuință. Eu, măicuță, nu sunt mofturos și nici răsfățat de felul meu. Într-un cuvânt, o duc bine aici.
Da, fetura mea spune că înainte locuia neasemuit mai bine ca acum. Hai să vorbim pe dreptate. Vechea mea locuință era mult mai bună. Ai vezi? Fără îndoială că și asta de aici nu este rea. Aici n-ai loc, nici liniște, nici nu te simți în larg cu dumneavoastră. O duc bine, măicuță, nu-mi purta de grijă. În afară de asta este și mai ieftină. Acum rămâne și de ceai și de zahăr. Cum adică de ceai? Pentru că nu știu cum să spun. Mi-e rușine să nu beau ceai. De dragul străinilor îl beau și eu. De ochii lor, de dragul bunilor maniere. Dacă ar fi după mine, eu mulțumesc cu puțin. Cheltuiești banii pentru mine. Asta nu pot să mă scoți. Și de când după leafa pe care primești, ar trebui să trăiești mult mai bine. Sunt mulțumit cu cât am. Ascultă-mă, măcar. Hai să ajungi la sapă de lemn în felul ăsta. Dar ce e glumă cât ai cheltuit cu mine, cât am fost bolnavă și după aceea? O groază de bani. Doamne, ce risipitor ești. Măicuță, eu nu cheltuiesc pentru dumneata decât banii puși deoparte pe care am la casă de depunere. Măcar, Alexievici. Și apoi nici de sănătatea dumitale nu te îngrijești. Uite cum ai slăbit. Aha, ce ți-am mai spus că am slăbit? Clevetiri, iarăși, iar clevetiri. Sunt sănătos tu și m-am îngrășat de mine și silă de mine. Sunt sănătos și îndestulat până în gât. Numai de te-ai face dumneata bine. Eu? Natar Alexievici, eu stau prost de tot cu sănătatea. Presimt că în curând am să mor. Măicuță, cum de-ți trec prin cap asemenea gânduri? Nu ești bolnavă deloc. Nu ești bolnavă deloc. Din potrivă, înflorește. Zău că înflorește. Ți-o spun din tot sufletul meu. Din toată inima mea. Ca orul de ce sunt, ce ține loc tăicuțului dumitale. Mi-a ajuns la ureche că Ana Feodorovna caută să afle cum și ce-i cu mine. Cred că nu o să contemească niciodată să mă prigonească. Ea spune că dumneata nu mi-ești de fil, rudă. Că ea mi-e ruda cea mai. Că n-ai niciun drept să te amesteci în treburile noastre familiale și că... E o rușine și o cară din partea mea să trăiesc din mila și pe spinarea dumneata. Dacă e să vorbim pe dreptate, Vanica, cu toate că sunt rudă cam de departe, cam de spița șaptea, cum s-ar zice, tot rudă se cheamă cât sunt. Ea spune că am uitat bunătatea cu care mi-a primit pe mine și pe mama atunci când am rămas singură. Că ne-a ținut pe mâncare și pe băutură. Oh, măicuța mea, sărăcuța, dacă ar ști ea ce mi-au făcut ei. E o femeie rea, Ana Feodorovna, și m-a chinuit fără încetat. Da. Numai Dumnezeu știe nenorocirile care... Marinca, eu sunt acum singura rudă apropiată. Și pe deasupra sunt și ocrotitor. Pentru că acolo unde aveai dreptul să cauți ocrotire și sprijin, ai găsit jignire și înșelăciune. Ana Feodorovna. Ana Feodorovna spune că numai pentru că sunt proastă n-am știut să-mi păstrez fericire. Că ea m-a călăuzit spre această fericire. Și că de celălalt ea nu-i vinovată cu nimic. Că numai eu sunt aceea care n-am știut, ori poate n-am vrut să-mi atur cinste. Dar atunci cine-i vinovat, Dumnezeule mare? Spune că domnul Bucov are dreptate. Un bărbat nu poate să ia pe oricine care e. Dar ce să mai fac? Varenca, vreau să spun, nu mai fi tristă. Ana Feodorovna mă învinuiește pe mine. Și nu recunoaște nici în ruptul capului că a avut o înțelegere cu domnul Bucov. Dar mă apucă groaza când răsculesc toate amintirile astea. De altfel, dumneata cunoști toată povestea. Da. Mulțumesc cu Dumnezeu că toate au trecut și că necazurile noastre se sfârșesc și ele cu totul și cu totul. Ana Feodorovna mă cheamă la dânsa. Să te duci la ea? Zice că dacă mă întorc, o să știe să descurce cum e mai bine povestea cu domnul Bucov. O să-l facă să-și răscumpere vina față de mine. Îi spune că domnul Bucov ar vrea să-mi dea zest, să-și o păstreze. Ce mai vor de la mine? Eu mă simt bine aici cu dumneata, cu buna mea Fedora, care ține atât de mult la mine și care mi-amintește de dădaca mea. Dumneata, cu toate că mi-ești rudă mai departe, totuși, dumneata mă aperi cu numele dumneata. Da, da, da. Nu te uitai, măicuță, că mă țin atât de mic, deci se pare că și o muscă poate să-mi facă rău dacă mă atinge cu aripa. Da, de unde? Eu îmi cunosc interesul și am o fire așa cum și-a de bine unul cu suflet. Ce suflet bun ai, măcar de grinici. Te uiți mereu în ochii mei și parcă vrei să citești ce simt. Și te bucuri de încântarea mea. Și te întristezi de durerile mele. Asta înseamnă că dumneata ești
prietenul meu și pentru asta te iubesc ca pe un adevărat prieten. E foarte adevărat, măicuță, sunt așa cum spui dumneata, dar numai că uneori când aud câte ceva asemănător celor spuse de dumneata, nu știu cum, mă apucă de indignare și îmi trec prin cap fel de fel de gânduri triste. Ce om bun ești, mă, Alexei. Și acum stai jos, măi, puteți stai. Să-ți povestesc ceva. Hai. Mai întâi și întâi, trebuie să spun că aveam numai 17 anișori când am intrat în slujbă. Și de acum să împlinesc 30 de ani de când o slujesc. Am trăit de ajuns în viața asta. Și pot spune că am trăit în așa fel, încât odată chiar a vrut să mă propună pentru o decorație. Poate că nu mă crezi. Să știi însă că eu nu mint. Cum să nu te cred, măcar, Alexeievici? Da. Ce să vezi, măicuță? S-au găsit și oameni răi. Și știi ce mi-au făcut oamenii răi? Mi-e și rușine să spun ce mi-au făcut. Dar pentru ce ți-au făcut rău? Nu așa, pentru că sunt mic. Pentru că sunt liniștit. Pentru că nu fac rău nimănui. N-am fost pe placul lor. Și dă-i, și dă-i. Măcar Alexeievici așa, măcar Alexeievici pe dincolo. A făcut din numele meu un nume de ocară. Și nu le-a fost ajuns că a făcut din numele meu aproape nume de bajocură. Dar s-au legat până și de cizmele mele, de hainele mele, de statura mea, de părul meu. După ei toate ar trebui schimbate. Și când te gândești că toate astea țin de ani și ani, dar m-am obișnuit, fiindcă mă obișnuiesc cu toate, pentru că sunt un paște. Dar pentru ce toate astea, măcar Alexeievici? Mă întreb și eu pentru ce. Am făcut eu un rău cuiva. Mm. Am părât pe cineva la șef. Mm. I-am luat-o cuiva înainte la slujbă. Ar fi un păcat să crezi așa ceva. Ei, cum aș putea eu să cred una ca asta, măcar Alexeievici? Uite, dumneata. Dumneata s-o coți că eu sunt un om vrednic de cinste. Dumneata care ești cu mult, cu mult deasupra lor. A tuturor. Cum o să fiu eu, sărmana de mine, mi-ai prins? La ce folosesc? Dumneata îți faci slujba cu sârg, slujba de mitale este? Da, da, da. Copiez hârtii. E și ce dacă copiez? Sunt mândru și de asta. Ce fac un păcat. Dar cum ceilalți așa spun? Dumnealui nu face decât să copieze. Ce mai șoarge de canțelari. Dar nu văd în asta nimic rău sau necinstit. Am un scris frumos, citeț. Și excelența sa e mulțumită. Stil n-am ce-i drept. Nu l-am aforizit de el. Dar iarăși când stai să te gândești. Dacă toată lumea asta se compună, cine ar mai copia? Dar dumneata ești un om necesar. Singur spui că asta te recunoaște și lumea. Șoarece. Mă rog, las să fiu și șoarece, dacă mi-au găsit asemănarea cu dânsul. Dar vezi că fără șoarecele să nu se poate. Nu te poți lipsi de el. El se duce folos. Și apoi șoarecele ăsta mai primește și gratificații. Așa că să știi și dumnealor ce fel de șoarece sunt. M-ai întristat, măcar, Alexeievici. Iartă-mă, știi? Uneori îți face plăcere să-ți dai singur un pic de dreptate. Am vrut să-ți povestesc necazul meu pe jumătate în glumă. Dar văd că gluma n-a prea izbutit. Am vrut să-ți povestesc toate astea numai și numai să te mai înveselesc puțin. Te-am prins! Ți-am adus un ghiveci cu balsamine și o mușcată. Să știi că până la urmă am să mă supăr rău pe dumneata. Dar costă o nimica ta. Ei, lasă că știu eu foarte bine că te costă toate aceste daruri pentru care te lipsești până și de cele mai trebuincioase lucruri. Dar de câte ori trebuie să spun că n-am nevoie de nimic, înțelegi? Și că eu nu sunt în stare să te răsplătesc pentru toate binefacerile cu care m-ai copleșit până acum. Și am spus, eu strâng ceva bănuții, îi pun deoparte, așa că n-am să duc. Măcar, Alexeievici, să știi că mie nu poți să-mi ascunzi niciodată nimic. Hai, nu te supăra pentru darul meu. Îți dau cuvântul bunul meu, măcar, Alexeievici, că mine e greu să primesc toate darurile dumneavoastră.
Îmi place când îi de cușor de basă, nu-i muzic, dar mușcată, mușcată pentru ce? Dar spuneam că-ți plac mușcată. E destul să spun o singură vorbă când mi-a gata pe șirețe să cumpe. Dar spune drepte scumpă, nu? Nu. Ai, dar ce minunată e, unde ai găsit o mușcată așa de frumoasă? Știi? Și ce am să fac cu ea? Am să pun pe geam drept în mijloc ca să se vadă. Iar pe partea asta am să pun o banchetă, iar pe banchetă am să pun alte chiveci. Așteaptă numai să mă îmbogățesc eu un pic. Da, struguri. Struguri pentru cine e? Se zice că sunt foarte bun pentru cineva care este după boală. Și apoi toate astea sunt pentru că azi dimineață când m-am trezit, îmi simțeam sufletul în sărbătoare. Eram vesel. Am deschis fereastră. Soarele strălucea. Păsările ciripeau. Aerul era plin de miresmele primăvării. Și eu m-am spălat azi plină de voi și m-am simțit așa de bine. Spune mai bine unde mai a fost azi dimineața, Marvara Alexeia. Eu nici nu mă pregăteam să plec la slujbă, că dumneata ca o adevărată pasăre a cerului, ți-ai luat zborul din ovăiță și ai făcut prin o grade plină de voie. Pe doar ne-a găsit și mie de lucru. Îmi pare așa de bine, am dus și-a cumpărat ceva mătase și m-am apucat numai decât de cuțit. Îți închipui, cred, ce voios m-am simțit eu privindu-te. Am stat și am visat. Am visat. Mult de tot. Și toate visele erau despre dumneata. Te-am asimuit cu o pasăre a cerului, creată pentru mângâierea oamenilor și în frumusețea ravirii. Și îndată m-am gândit că noi, oameni, care trăim în zbucium și deșertăciune, ar trebui să invidiem fericirea nevinovată a păsărilor, cerul și altele de felul acesta. Adică vreau să spun că făceam fel de fel de asemuire. Dar, Alexeiuși, e ceva la dumneata care nu merge. Stai să vezi, Varenca. Am o cărticică în care lucrurile astea sunt descrise mai pe larg și cu multe amănunte. Acum că e primăvară, și gândurile noastre sunt vii, plăcute, bogate în nescociri, m-am apucat să ți le povestesc și dumitale. De altfel, drept să spun, le-am luat din carte. Mai sunt acolo și altele de felul acesta. Dar să le lăsăm în plata doi. Chiar așa, Makar Alexeievici. Cum de cum, dar în închipirea mea, toți am văzut zâmbetul. Zâmbetul dumitale luminos și dulce. Și inima mea a încercat același simțământ ca atunci când te-am sărutat. Mai ții minte oare? Mi se pare chiar că m-ai amenințat cu degetul. Așa să fie, fetițe neastă împărată. Makar Alexeievici, eu am simțit pe loc că e ceva la dumneata care nu merge. Primăvară. Miresme. Ciripitul păsărilor. Îmi văd că-mi vorbești de toate și de simțiri gingașe și visări trandafirii. Da? Ai dreptate. Ai dreptate, Varvara Alexeievna. Râzi de mine, bătrânul. Te rog să mă crezi că nu mi-aș permite niciodată să iau în bătaie de joc vârsta sau firea dumitale. De altfel, vina este a mea. Numai și numai a mea. Nu trebuie la vârsta mea să mă gândesc la amoruri, echivocuri. Nu s-ar fi rușine, bunul meu, prieten și binecăpător, să te interesezi de asta și să faci asemenea mofturi. E, măicuță, nu mă supăr, dar mi-e ciudă că ți-am vorbit atât de înflăcărat și atât de prostește. Chiar și azi, la birou, m-am dus înfoiat, împănat, atât de mi-era inima plină de lumină. M-am apucat cu sârguință de hârtiile mele. Dar ce-a ieșit de aici? Acum, iarăși mi-am venit în fire și iar toate mi se par întunecate și cenușii. Și mâine, aceleași pete de cerneală, aceleași hârtii. Și eu, la fel ca înainte. Atunci, la ce bun! Iartă-mă! Iartă-mă, n-am vrut să te supăr. Toate astea s-au întâmplat pentru că eu nu-mi dau seama ce spun și pe oriunde am închipuit că și dumneata când mi-ai vorbit, aveai chef de glumă, dar acum când văd că te-ai supărat, să știi că îmi pare foarte rău.
Nu, bunul meu prieten și binefăcător. Ai să greșești dacă ai să mă bănuiești lipsă de respect sau de nerecunoștință. Eu știu să prețuiesc în inima mea tot ce ai făcut pentru mine. Te-ai înșelat, Varvara Alexievna, în ceea ce privește simțirile mele. Ceea ce m-a însuflețit a fost o dragoste de părinte. Numai și numai o dragoste de părinte. Pentru că am luat pe lângă dumneata orfana obidită de soartă locul taicuțelui dumitale. Ești prietenul meu. Singurul meu prieten care îmi dorește binele. Uite sufletelul meu. Ce ciudat lucru este viața pe care o ducem noi doi. Adică vreau să spun că niciodată în viața mea nu s-au scurs zilele cu atâta bucurie. Parcă mi-ar fi dat bunul Dumnezeu o familie și un cămin. Bună ziua, Varica. Nu, de ce vii atât de rar pe aici? Când și când te arăți pentru o clipă și gata de stare. Uf, ce sălbatic ești, parcă ai fi eu. Nu pot să vin mai des. Ce-ar zice lumea? Nu ții deloc la mine, Macar Alexievici. Iar pe mine mă apucă urât de asta, simt. Ce-ți trece prin minte? Nu pot să vin mai des. Pe aici s-a și pornit bârfa. Ce o să zică despre noi? Pentru Dumnezeu, trebuie să mă sfătuiești și dumneata. Uite, Fedora mea spune că dacă eu aș vrea, s-ar găsi oameni cum se cade, care m-ar ajuta să găsesc un post de guvernant într-o casă foarte bună. Ce spui, prietene, să primesc orba? Să te duci la stăpân? Niciodată. Dar nu... Nu și iar nu. Ce-ți trece prin minte? Ce te-a găsit? Măcar, Alexievici... Nu, asta nu pot îngădui. Dar nu-i frumos să vă fiu o povară dumitale și Fedori. Gândul ăsta mă chinuie într-una. Mi-ești dragă ca lumina ochilor, Fedori și mie. Și văd că și dumneata ne iubește. Suntem cu toții fericiți și mulțumiți. Ce se lipsește aici la noi? E adevărat că țin la dumneata din tot sufletul, dar știu să iubesc. Pot să iubesc. Dar atâta tot. Cum atâta tot, Varenca? Nu pot nici să fac bine, nici să te răsplătesc pentru binele de care mi l-ai făcut. Atunci de ce nu mă lași? Nu. Nu. Niciodată. Și eu cum rămân singur. Și o să mă fac fără dumneata. Scoate-ți asta din minte. Stai aici, coase, citește. Sau ar fi mai bine să nu coși. Mă rog, cum vrei, da? Stai aici cu noi. Nu, prietenul meu. N-am să mai rămân multă vreme pe aici printre voi. M-am gândit mult și găsesc că rău fac dacă dau cu piciorul unui loc atât de bun. La stăpân între străini, ce să te faci? Știu că e greu și dureros să trăiești printre străini. Să fii mereu la cheremul lor. Să te ascunzi, să-ți înfrângi sămințele, dar o să mă ajute Dumnezeu. Doar nu o să rămân toată viața o sălbatică. Fleacuri, Varenca. Fleacuri. Și dacă pleci, noi cui rămânem? Ce o să ne facem fără dumneata? Mai ales eu, bătrânul. Crezi că n-avem nevoie de dumneata? Ce folos îți aduc? Crezi că nu ne ești de folos? Uite. Uite și asupra mea ai o înrăurire binefăcătoare. Chiar acum, de pildă, când stau de vorbă cu dumneata, îmi simt sufletul mai luminat. Ți-am cumpărat câte ceva de îmbrăcăminte. Ți-am făcut și o pălărioară. Când îmi dai câte o treabă, o fac fără niciun greș. Cum poți să spui că nu ne ești de folos? Măicuță, pentru mine este o bucurie nespus de mare să știu că ești mulțumită. Asta e plăcerea mea. Și te rog. Te rog să mi-o lași. Niciodată în viața mea nu mi s-a întâmplat așa ceva. Da, dar... Dacă plec, nu o să-ți mai fiu o povară. Bunul meu, Macar Alexievici. Și eu ce să mă fac singur? La ce să fiu bun? La asta nu te-ai gândit? Te rog.
rău să te gândești. Și încă mult de tot. La ce o să mai fie bun omul ăsta fără mine? Nu-mi rămâne decât să mă arunc în Neva și... și gata. Altfel, nu văd ce aș putea face fără dumneata, Varvara Alexievna. Te rog, scoate-ți din căpșor gândurile astea. Și nu mă chinui degeaba. De ce spui că nu poți trăi fără mine? Ce bine ți-am făcut eu, Makar Alexievici. Mai gândește-te și spune multe mulțumiri tale cuvânt. Mare păcat să faci cu mine. Mare păcat. Acum trebuie să plec. Makar Alexievici. Nu. Nu se cade să mai rămân. Makar Alexievici. Te ascult. Rămân. Uite chiar acum apuc să scrie jiletca. Rămân. Mi-e frică pentru dumneata. Întâmplările din urmă m-au speriat. De ce atât de desnădejde? De ce ai căzut în prăpastia asta adâncă în cărere? Nici nu știu ce a fost cu mine când Fedora mi-a spus că cineva te-a găsit pe stradă, Pat, și te-a dus acasă cu poliția. Și apoi, nu te-ai gândit ce o să spună mai mare dumitare când o să afle? Nu a aflat nimic. Și nici nu s-a afle. Varvara Alexievna, draga mea, s-a sfârșit cu mine. S-a sfârșit cu noi amândoi. S-a sfârșit pentru totdeauna. Sunt un om pierdut, măicuță. Și dumneata împreună cu mine. Suntem pierduți pe vecie. Eu, numai eu te-am dus la feire. M-auzi, măicuță? Toată lumea mă arată cu degetul. Mă alungă. Iar gazda mă ocărește cu vorbe urâte. Fără nicio rușine. Auzi. Ei acum știu tot. Au aflat de prietenia noastră. Când au fost la masă la dumneata. S-au zgrit cu toții pe la geamuri. Iar gazda a spus că s-a încurcat dracu cu pruncul. Și pe urmă te-a numit cu o vorbă de ocară. Mi-e rușine să trăiesc, Varvara Alexievna. Apoi lămuririle pe care mi le dai. Nu mă mulțumesc câtuși de puțin. De ce ai căzut în patima asta urâtă, Makar Alexievici? De ce ai băut? De ce? Ce de necazuri amare, Varvara Alexievna. Când am rămas fără niciun ban, am gândit să mă împrumut la Piotr Petrovici. Îmi făceam socoteala să achit gazdei. Să te ajut pe dumneata. Și să mai cumpăr și eu câte ceva. Că e mai mare rușine. Mi-e rușine chiar când stau pe scaun. Apoi... mi-ai trimis 50 de copeici. Banii ăștia mi-au pătruns inima. Va să zic așa merge acum. Nu e o bătrân prost să te ajut pe dumneata. Ci dumneata, o piată orfană să mă ajuți pe mine.
Dar eu sunt atât de îndatorată, bunul meu prieten. Pe urmă, am auzit de la Fedora un lucru ciudat. Cum că în casa la dumneata a venit un ofițer, un netrebnic, și te-a jignit printr-o propunere nerușinată. Mi-a spus că te-a jignit atânc, dureros. Măcar Alexeievici. Măcar Alexeievici nu-i bine. Știi cum e Fedora. Toate astea le judec după mine. Că și pe mine m-a jignit atânc, dureros. Fedora mea bănuiește că toate astea au oricare legătură cu Ana Feodorovna. Se poate, măicuță. Și uite așa. Când au tăbărât peste mine toate aceste nenorociri, m-au și dat gata. Se nemerise tocmai o vreme ploioasă, umedă, dintre acelea care sfâșie sufletul. Eram gata să mă întorc. Și uite așa, am căzut în păcat. Am băut. Măcar Alexeievici. Acum trebuie să-mi spui cu sufletul deschis. Ce ți s-a întâmplat? Și ce anume te-a hotărât la o faptă ca asta? Eram distrus. Că nu știam cum să te ajut mai bine când ai fost bolnav. Uite, să spun totul. M-am îndatorat cum am putut. Am vândut totul. Ca să poți să-ți dau cele de trebuință. Să nu te ducă la spital. Știi? Eu, de fapt, n-am avut niciun ban pus deoparte. Și când am văzut nenorocirea în care te afli, mi-am vândut până și haina. Când văd că ultimul dintre tale ban s-a dus pe rochi, pe bomboane, pe plimbări. Cât de mult le plătesc prin mustrare de cuget. Acum toate aceste lucruri cu care ai vrut să mă bucuri s-au prefăcut în suferință grea pentru mine. De ce mi-ai ascuns toate astea, măcar Alexeievici? N-am vrut să-ți spun adevărul. Să nu pierd prietenia dumii tale. Eu zic că mi-a ascuns ceva. Și nu-mi vorbești despre toate nenorocirile dumii tale. Fii când... Nu zău, Măcar Alexeievici. Vorbele dumii tale mai poartă încă urma unei descumpăniri. Ai înșelat prietenia noastră, Măcar Alexeievici. Pentru că n-ai fost sincer cu mine. Ai dreptate. Ai dreptate, măicuță. Am căzut jos de tot. Și ce e și mai rău? Că am decăzut chiar și în ochii. Nu. Eu te respect foarte mult, dar... Stima dumitale. Stima dumitale, măicuță. O socot mai presus decât orice pe lume. Ea este singura mea mângâiere acum. Nu vroiai să crezi când îți spuneam că eu sunt pricina nenorocirilor dumitale. Numai dragostea ce ți-o port m-a făcut să-ți ascund adevărul. Ascunzându-mi toate astea, ai făcut mult mai rău. Uite, acum știu tot. Măcar Alexeievici, ce e cu dumneata? Știu cât de super când ți-o spun. Dar inima mea e toată o rană. Măcar Alexeievici, liniștește-mă de cu tine. Nu mândria mă face să-ți vorbesc despre liniștea mea.
Ce prietenia pe care ți-o port și care nu se va șterge niciodată din inimă. Vedeam eu că în ultima vreme ești frământat de un gând și cu toate că și eu simțeam o neliniște de parcă aș aștepta ceva. Niciodată nu mi-a trecut prin cap cum să se întâmplă una ca. Dar, Varenca, nu e nimic rău în faptul că te iubesc, Varenca. Nimic rău. Dumneata măicuță, nu știi. Dar dacă ai ști totul, și mai ales pentru ce trebuie să te iubesc, ai vorbi altfel. Dar nu e așa că îmi faci morală numai așa. Dar în sufletul meu tare simți altceva. Cum te nu înțelegi, măcar îl înțelegi? Acum m-ai făcut de două ori nenorocită. Te rog, te rog din tot sufletul. Nu pleca de lângă mine acum. Nu fi abătut, măcar îl înțelegi. Hai să vezi că toate o să se termine cu bine. Eu doar pentru dumneata trăiesc pe lume. Nenorocire e o boală molipsitoare. Nenorocite și săraci. Trebuie să se ferească unii de alții, ca să nu ajungă și mai rău. Dragul meu prieten, în ultimile zile am avut o mulțime de griji și de îndoieli. Nu mi-ai spus nimic? Nu. Nu te-am spus. Alaltă Eschedora era plecată nu știu unde. Eram singur. A bătut cineva la ușă. Am deschis. Era Bukov. Bukov? Când l-am văzut, am rămas așa de uimit încât nu m-am putut plânti din loc. Nu se poate. Asta nu se poate. El a intrat râzând în gura mare, după cum e obiceiul. A luat un scaun, s-a așezat. Râdea cât îl ținea gura. Pe urmă a spus când cere mâna că socoate datoria lui să-mi întoarcă cinste, că e bogat, că după nuntă o să mă ia în satul lui din stepă unde se duce să vâneze iepuri. Și dumneata, ce ai făcut? Am rămas așa de uimită de cererea lui încât am început să plâng. Nici eu nu știu de ce. Domnul Bukov a luat lacrimile mele drept recunoștință față de dânsul. Toate astea sunt parcă cum nu trebuie să fie, Varenca. Pe urmă mi-a lăsat cu sila pe Gherghef 300 de ruble pentru pompoane. Pe urmă a plecat și a spus să mă gândesc la cererea lui. Da. Și acum te-ai gândit, nu? M-am gândit. M-am gândit mult. M-am gândit până la istovire. Și pe urmă m-am hotărât. Dar de ce nu te-ai sfătuit cu mine? Ți-ar fi fost mai ușor. Nu. N-am vrut să-și cer sfată pentru că am vrut să cumpănesc singură lucrurile. Hotărârea pe care ți-o spun acum n-o mai schimb. O să mă mărit cu el. Trebuie să primesc cererea lui. Da, e drept, Varenca. Bukov s-a purtat cu dumneata ca un om cum se cale. E drept. Dar cum așa? Ai și primit? Nu. Nu. Dacă se află pe lume cineva care îmi poate întoarce bunul meu nume, care mă poate scăpa de lipsuri, de necazuri, de nenorociri, apoi omul ăsta e numai el. Da. Acum ai să fii fericită. Da. Acum ai să fii fericită.
O să ai de toate, sufletul meu. Nu știu cum. Nu știu cum. Prea s-a făcut repede. Domnul Bucov nu trebuie și într-una. El spune că treburile lui nu așteaptă. Că nu se amâne plecarea pentru un plac de nimic. Mai spune că în cazul în care voi spune, nu va fi nevoie să se însoare cu o negustoreasă bogată din Moscova. Domnul Bucov are treburi. Oricine le are, o să le aibă și dânsul. Dar eu știam că te tem de oameni străini. Acum vrei să pleci cu unul din ei? Nu. Nu căuta să mă apase la hotărârea luată. Străduințele o să-ți rămână zadarnici. Cântărește în inima dumitale tot ce m-a făcut să iau acest om. Eu, micuță, stau și cumpănesc toate câte îmi spui. Le cumpănesc și iar le cumpănesc. E adevărat, micuță, ești o fată cu carte. O fată simțitoare. Foarte adevărat. Cred că tare bine ar face domnul Băcu dacă ar lua-o pe negustorea sa. Ce zici, măicuță? Ce va fi cu mine de aici înainte, nu știu. Dar de hotărât, m-am hotărât. Și eu cum? Rămân singur. Nu. Asta nu se poate. Nu se poate. Nu. Nu poți pleca. Ai de făcut o groază de cumpărături. Pe deasupra e vremea asta, rea. Nu poți pleca. E frig. O să-ți înghețe inima. Domnul Bucov spune că trebuie să mai cumpărăm bolandă pentru 3 duzini de cămăși. Nu ajung broderiile și dantela. Știi, e supărat foc, se pierde o groază de timp cu flacurile astea. Peste 5 zile e nunta, după nuntă plecăm și trebuie să mai cumpărăm broderii și dantele, știi? Că el spune că nevasta lui trebuie să facă praf pe toate negustoresele din jur. Tocmai bine. Știu eu un magazin unde cunosc pe cineva. De-aia te rog, Măcar Alexeievici, să te duci pe la croitoreasă și să-i spui că în privința cămășuților aș vrea să fie cu broderie plină. Da. Și că monogramele de la Batist aș vrea să fie cu broderie plină și nu cu drăguleț, înțelegi? Da. Aș vrea foarte mult să nu te încurci, Măcar Alexeievici. Da. Și crenguțele de la pelerina aș vrea să fie aplicate și coditele aș vrea să fie cordone. Da. Aș vrea foarte mult să-i spui toate. Eu, măicuță, am să colim toate magazinele pentru fericirea dumitale. Dar cum așa, măicuță? Te-ai și hotărât? Cum te-ai putut? Ce ai făcut, măicuță? Nu fii supărat pe mine, Măcar Alexeievici. Mi-e inima atât de grea. Ce va fi cu mine? Bunul și dragul meu, Măcar Alexeievici. Baria! Domnul Păcov! Baria! Acum trebuie să plec! Cubine. Cubine, măicuță. O să mă bucur. O să mă bucur dacă ai să fii fericită. Stimate, Măcar Alexeievici. Mă grăbesc. Și atât. Probabil că te-ai rupt cineva când era mai interesant. Pe lumea asta nu există decât durere.